Bună ziua, dragi români! Mi-am exprimat săptămâna trecută nemulțumirea în raport cu contractul educațional, cum că el ar fi, de fapt, un act unilateral impus prin voința legii. Sunt un om al faptelor. Astăzi, adineauri, am depus la Avocatul Poporului o petiție prin care solicit instituției Avocatul Poporului să ridice direct la Curtea Constituțională excepția de neconstituționalitate a articolelor 14 alineatul 1, 14 alineatul 4 și 148 alineatul 1, literele A și B, teza a doua, din Legea Învățământului Preuniversitar numărul 198 din 2023. Cu alte cuvinte, am solicitat Avocatului Poporului ridicarea excepției de neconstituționalitate la Curtea Constituțională a contractului educațional. Solicit formularea de către Avocatul Poporului a unei excepții cu care să meargă la CCR și CCR să judece dacă contractul educațional este constituțional sau nu. Am formulat 10 pagini de argumentație juridică, probabil că nu va fi suficient, de aceea solicit instituției Avocatul Poporului pe această cale, prin aceste mijloace, să nu se limiteze la argumentele aduse de mine. Oricum, foarte mulți părinți nemulțumiți m-au sunat, m-au întrebat ce se va întâmpla cu copiilor și cu contractul educațional. Nu pot să spun că veți pierde tutela asupra și autoritatea părintească asupra copiilor. Asta nu se prevede expres nicăieri, atât că nu văd rostul, importanța și necesitatea unui contract educațional atât timp cât educația, învățământul în România se desfășoară conform legii, nu conform unui contract. Copiii noștri nu sunt o marfă, educația nu este un serviciu, educația este o datorie a patrimoniului poporului nostru pe care trebuie să o ducem mai departe. Uitați aici, Avocatul Poporului, instituția Avocatul Poporului, am fost aici, am depus aici petiția, uitați aici, fără datele cu caracter personal. Nu am foarte multe așteptări, nu cred că Avocatul Poporului va ataca la CCR contractul educațional, atât că mi-am făcut datoria. Sunt un om al faptelor, nu m-am rezumat doar la a-mi exprima nemulțumirea pe gură într-un live. Am și optat pentru dreptul meu prevăzut de articolul 51 din Constituția României, dreptul de petiționare. Am formulat o petiție prin care mi-am exprimat nemulțumirea, pentru că asta înseamnă civism, asta înseamnă legalitate, asta înseamnă democrație. Păcat că democrația se scurcircuitează în momentul în care instituțiile refuză să-și întoarcă ochii spre gândirea și spre dorințele reale ale poporului. Aștept cu interes un răspuns, aștept cu interes argumentația instituției Avocatul Poporului, care de altfel este populată de juriști de înaltă calitate. Sper să fie liberi și să nu ezite din a-și face datoria. Ne bazăm pe expertiza dumnealor profesională, ne bazăm pe pregătirea dumnealor profesională și pe experiența dumnealor profesională. Atât am avut de spus, mi-am făcut datoria, am cerut Avocatului Poporului să meargă la CCR cu excepția de neconstituționalitate a contractului educațional. Mai mult de atât, nu avem ce face, pentru că pârghiile juridice sunt în continuare limitate. Sper să ne putem înțelege. Puteți să mă contactați în privat. Eu sunt aici. Nu, fac un clip video. Da, aici nu n-am filmat o pe doamna avocat, nu. Nu. Da. Eu vă stau la dispoziție, scrieți-mi în privat dacă este vreo problemă.
dacă instituția Avocatul Poporului nu va ataca la CCR contractul educațional, vom mai putea merge cu el la CCR prin intermediul unei instanțe unde vom ataca o amendă, dacă cineva va primi amendă. Eu sper să fie în regulă și sper să ne putem înțelege. Vreau să nu uitați că presiunea publică pe o temă va determina legiuitorul și instituțiile să acționeze. Faceți-vă auziți, dragi părinți, vă stau alături. Este un mecanism juridic destul de greoi, este o problemă juridică destul de greoaie asta a contractului educațional, însă eu și prietenul meu, domnul avocat Mihai Rapcea, vă stăm la dispoziție, cu el putem să ne sfătuim oricând pe această problemă. Dumnezeu să binecuvânteze România și poporul român, o zi deosebit de frumoasă să aveți!